Bine ați venit la Mobilissimo.ro. Sunt un seif, într-un fost seif din centrul orașului București. Acum a devenit hotel Marmoroș. Iar Huawei ne-a chemat aici să vedem ceasul cu tensiometru. Stai, parcă am mai făcut treaba asta cândva. Era Huawei Watch D. Îl testam anul trecut, la începutul anului. L-am văzut la IFA cu 2 ani, când era prototip. Dar versiunea asta nouă este mai arătoasă, are două variante de culoare și pe lângă faptul că îți măsoară tensiunea, are și holter. Până acum, ca să ai un holter montat, trebuia să porți o chestie cu tuburi pe tine, un aparat aici, era complicat, te jena noaptea. Acum ai funcție de holter care se numește ABPM și poți face un plan de măsurători de tensiune pe parcursul zilei și nopții împreună cu doctorul tău. Ăsta e dispozitivul cel nou, îi facem un hands-on chiar acum. Am înțeles că are același preț de pornire pe care l-a avut și Huawei Watch D când s-a lansat, în jur de 1999 de lei. Am versiunea pe alb, dar este și una pe negru. Să începem hands-on-ul. Așadar, iată-ne cu Huawei Watch T2 și am niște cifre alarmante pentru voi. La evenimentul ăsta la care suntem acum, am aflat că sunt 200 de milioane de europeni cu hipertensiune. Dintre aceștia se tratează cam 18-20%. Hipertensiunea este killerul numărul 1 la ora actuală. Și asta este în vest. Gândiți-vă în țările un pic mai subdezvoltate. Apropo de vest, prima generație de Huawei Watch D a vândut 1 milion de unități, jumătate în Europa. Iar acum a venit Watch D2. Mod paradoxal, deși are ecranul mai mare, are un corp mai compact. Și au făcut acum montarea acelui manșon, vedeți partea asta de aici. Aceasta este o pernă care se umflă pentru a vă strânge foarte bine încheietura și vă măsura tensiunea arterială. De aici o să vă reglați voi dimensiunea ideală a acestei curele. Noi avem ceasul Huawei Watch D2 aici pe alb, dar le se găsește și pe negru, așa cum era versiunea originală. Este mai puțin butucănos și angular decât era primul model. Și v-am zis secretul său, pe lângă faptul că măsoară sistola și diastola, avem ABPM. Ăsta are rol de holter și îți permite să ții sub monitorizare tensiunea timp de 30 de minute sau noaptea, se măsoară repaus, activezi de aici, continui, planul a fost generat, măsurătoarea începe într-un minut. Și aveți aici tot felul de înregistrări și metrici. Aceste înregistrări și metrici sunt făcute în așa fel încât să fie exportate foarte ușor sub forma unui document asupra căruia te vei consulta cu doctorul tău. În afară de treaba asta, găsim și alte funcții clasice pe care le găsim la orice ceas Huawei pe care îl știm la ora actuală. De la apelare, la SPO2, până la funcția asta care se numea Glance, acum că Huawei a trecut la TrueSense, bănuiesc s-au schimbat denumirile și aici. Ok, este un singur pas. În principiu, aici trebuia să tușești, să-ți măsoare rigiditatea arterelor și alte câteva teste. Aici e zona aia de nutriție, dar trebuie calibrată de pe telefon. Și mai este o chestiune aici, ăsta este ABPM-ul, ăsta este senzorul de puls. Ok, aici avem monitorizarea de tensiune arterială, 131:8, adică 13:8. Un pic cam mare sistola, dar nu exagerat de mare. Și mai sunt și alte funcții utile. Bun, care-i treaba cu ceasul ăsta? L-au făcut un pic mai arătos și mai comod. Și mi se pare important că au ușurat atașarea acestui manșon. Cum bine zicea cineva, trebuie facultate ca să-l pui până acum. Și era și oarecum incomod. Ei, acum este mai ușor de pus și de dat jos. Hai să-mi pun și eu ceasul acesta la mână. Mi l-am reglat pe dimensiunea încheieturii mele. Se închide în modul ăsta. Și, din păcate, am doar o unitate de test aici, adică nu o să meargă 100% monitorizarea tensiunii și nici măcar nu-l țin bine. Trebuie să-mi țin cotul așa și să duc mâna asta la piept ca să fie o măsurare ca lumea. Repet, e o unitate prototip de test, așteptăm varianta finală ca să avem măsurători cât mai corecte. În rest, avem toate funcțiile clasice, de la alarmă, la aparent rezistă și la o scufundare din moment ce are funcția aceea care ejectează apa. Evident că are și modul sport, dacă apăs aici. Acest buton shortcut poate fi personalizat. Ăsta duce direct la tensiometru. Dar de obicei duce la modurile sport. Și dacă tot am menționat modurile sport, asta este zona de VO2 max. Hai să căutăm și zona aia de sport care și așa ceva pe aici. Ia uite că am găsit-o. Trasee și planuri, alegare în aer liber, alegare pe pistă. Este interfața cea nouă pe care am văzut inaugurată cu Watch 4 Space. Uite, au sărit coarda care îmi place mie, bicicletă eliptică, ergometru și altele. Au și inclusiv și cursuri, trasee și planuri, cursuri de fitness. Și am înțeles acum că Huawei a lansat pe lângă abonamentul normal, abonamentul lor standard, încă unul care e cu plus și e vreo 40 de lei pe lună și ai totul ghidat. Ai o serie de antrenori speciali care o să te ghideze prin anumite exerciții și mă refer aici la modul în care faci sport, modul în care mănânci, modul în care trăiești.
V-am zis, e doar un prototip, așa că nu toate funcțiile sunt active. Ăsta este Huawei Watch D2. E primul contact cu el, încă ne familiarizăm cu el. Voi trebuie să rețineți că este mai elegant, are ecran mai arătos și are funcție de holter la domiciliu, fără să mai fie nevoie să porți o chestie plină de tuburi în jurul corpului tău. Se găsește pe alb și pe negru și am înțeles că avea un preț în jurul la 1999 de lei. Aștept acum și varianta finală, nu doar prototipul. La revedere!